Într-adevăr, undeva în urmă cu o oră, dacă nu mă înșel, am înțeles că au votat în jur de 1300 de persoane. Deci câte sunt secții sunt? În continuare mulți care așteaptă și cântă, scandează. În general, atmosfera e optimistă, să zic. Îmi cer scuze că vă întrerup, sunt date noi de aici din țară, Biroul Electoral Central. României, date centralizate până la ora 16. Până la ora 16 s-au prezentat la vot 44,50% din numărul total de alegători înscriși în listele electorale. Prezența la urnă este calculată pe baza datelor primite de la toate cele 18.553 de secții de votare organizate pe teritoriul României. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urnă este de 8.135.471, din care 7.240.981 alegători înscriși în copiile de pe listele electorale permanente, 813.148 alegători înscriși în tabelul prevăzut la articolul 9 alineatul 1 din legea 370/2004, 81.342 alegători înscriși în tabelul prevăzut la articolul 9 alineatul 2 din legea 370/2004. Pe cele două medii, urban și rural, s-a înregistrat următoarea prezență la vot. Urban 43,75%, rural 45,52%. O prezență mai ridicată la vot s-a înregistrat în județele Ilfov 53,52%, Olt 49,72%, Vâlcea 48,69%, Telorman 47,90%, Argeș 47,82%. O prezență mai redusă la vot s-a înregistrat în județele Harghita 30,74%, Covasna 32,27%, Satu Mare 36,64%, Mureș 38,35% și Caraș-Severin 39,57%. În municipiul București, prezența la vot a fost de 45,64%, situația pe sectoare fiind următoarea: sectorul 1 51,46%, sectorul 2 46,62%, sectorul 3 41,51%, sectorul 4 46,07%, sectorul 5 42,07% și sectorul 6 48,37%. Acesta este comunicatul pentru a 16. Mulțumesc frumos! Prezență la vot așadar pentru ora 16, 44,5 și 45,6%.